5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Mini sateliții Starlink sunt destinați să oferă internet în bandă largă pe tot globul pământesc. 10 astfel de sateliți ai SpaceX s-au adăugat mega constelație de telecomunicații Starlink. Misiunea numită Transporter 1 a avut o întârziere de 24 de ore, scrie Mediafax.ro. Compania lui Elon Musk, SpaceX, a stabilit un nou record mondial după ce a ajuns să transporte cel mai mare număr de sateliți în spațiu cu o singură rachetă. 143 de sateliți de diverse forme și mărimi au ajuns pe data de 24 pe orbită cu o rachetă lansată de Florida. Conform BBC, racheta a adus în spațiu 133 de sateliți comerciali și 10 sateliți ai companiei SpaceX. Misiunea a purtat numele de Transporter 1 și a avut o întârziere de 24 de ore față de termenul stabilit inițial. Recordul anterior pentru cei mai mulți sateliți duși în spațiu cu un singur zbor fusese stabilit de o rachetă navă din India. În anul 2017, aceasta plasase 104 sateliți la o lansare.